Stai, prieteni, bine v-am găsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer. Ce mai faceți, băi? Zicem în felul următor. Ziceți salut, ziceți salut și ziceți salut. Ok, foarte rapid, înainte de a începe acest episod, vreau să vă reamintesc că aveți un giveaway pe acest canal în valoare de 3K pe toate serverele RPG în episodul cu numărul 468. 46, stai o clipă. Așa, 468, ăla cu Admin Bizon joacă pe Blue Bucket. Aveți linkul către episodul cu giveaway și în comentariul fixat pentru a putea să vă înscrieți dacă nu ați făcut-o până acum. Bun, în episodul de astăzi vreau să vă explic ce sunt cu interdicțiile, pentru că mulți dintre voi sunteți dați afară pentru interdicții, așa că haideți să facem... Bineînțeles, începem episodul, încep și întrebările, casa asta cât face? Bă, să știi că face ceva. 2-3 kk, cam așa zic eu. Trebuie astăzi să dăm afară din El Loco Cartel un membru pentru interdicție. Din păcate. Aoleu. Members. Hai să vedem. Salut. Hai să dăm afară pentru interdicție. Trebuie să dau afară chiar pe Chuck, subliderul El Loco Cartel. Din păcate, facțiunea o să rămână fără un sublider. Cine e mă lider aici? Comp, cine e aici? A, nu, deja schilițul. Nu, confund, comp fusese pe lista la lider odată, țin minte. Ok, haide să-l dăm afară pe Chuck pentru interdicție, pe un... Am înțeles, să pun și Pinu. O să pun și Pinu, că da, n-am ce face. Bun. Hai să-l dăm afară pe Chuck pentru interdicție, 60 PP, interdicție pe punct E mai este contul. Sorry, frate, dar n-a... Adică... Eu, mi se pare foarte ok, primești 60 FP indiferent de câte zile ai, dacă ai interdicție, pentru că pe tine te-a mâncat să intri în facțiune și să fentezi, liderul. Liderul nu poate, nu are de unde să știe că tu ai interdicție, pentru că na, nu se vedea în banlog, este o interdicție venită de pe un IP comun, ceea ce înseamnă că liderul nu va fi sancționat, însă tu vei fi sancționat grav, pentru că dacă tu știi că ai interdicție, este datoria ta să știi dacă ai interdicție sau nu în mafie, la sublider sau la altele. Ia stai. Asta înseamnă că ai interdicție și la sublider. Dar, da, bineînțeles, interdicție, mafie, interdicție, sublider, același lucru, l-am dat afară oricum, cu 60 FP. DJ, tu nu primești nimic, că interdicția era după IP. Prin urmare, tu nu poți vedea asta. Ok, am primit un mesaj. Aoleu, ursule, acum filmez, aoleu. Hai să vorbim puțin despre interdicție, ok? Pentru că mulți dintre voi faceți urât, a, m-ai dat afară, nu știu ce. Hai să vorbim despre interdicție, ok? Ca să vorbim despre interdicție, va trebui să dau turn off ca să ne putem concentra. În vreme ce eu mă duc într-o facțiune și mă duc, dacă toți suntem aici, o să mă duc în LS Taxi. Ok, avem rezoluția care trebuie, mergem în LS Tax să facem câteva comenzi. Facțiunea noastră dragă din care am ieșit. Un, opa! Ce e asta? Asta e mod Range Rover, nu? Mamă, ce mișto arată Range Rover-ul ăsta! Wow, și interiorul e superb! Wow, și ce sunet are! Anyway, hai să trecem la interdicție, ok? Ce este aceea interdicție? Interdicția apare asupra contului tău dacă ai fost banat pentru cheats. Dacă sunteți banați pentru moduri ilegale, nu aveți interdicție. Doar dacă sunteți banați pentru cheat sau pentru moduri extrem de grave, scrie în regulament, nu știu, money hack, ban, nu știu, mod care poate fi socotit hack. Atunci veți primi interdicție. Cum este interdicție? Ce înseamnă interdicția? Interdicția înseamnă în felul următor. 2 luni interdicție în mafie din momentul în care ai primit banul. 6 luni interdicție la sublider din momentul în care ai primit banul și un an interdicție la funcție leader, helper, admin din momentul în care ai primit banul. Dacă eu am primit azi bani pe contul Sweet Brother HD, azi 2.06.2018 la ora 14 și 19, uitați-vă acolo în dreapta să vedeți și voi ceasul, înseamnă că eu am interdicție în mafie până pe 2.08.2018, adică 2 luni. Cazino, ok, cazino. Voi avea interdicție până pe 2 august, adică 2 a 8 a 2018,
Până la ora 14 și 19, în momentul în care am primit ban. Dacă liderul mă adaugă în facțiune la 14 și 18, va primi leader warrant pentru interdict, pentru că adăugare jucător cu interdicție. Acum, interdicția este de două tipuri. Interdicția de pe contul tău pe care că tu ai primit ban sau că te loghezi pe contul cuiva care are interdicție. Spre exemplu, să zicem contul Steve Brother HD, adică contul ăsta pe care stiu eu acum, primește ban astăzi pe 2 iunie 2018, da? Dacă eu mă loghez, eu, da? Mă loghez pe contul lui Drew, da, uite, pe contul lui Drew, spre exemplu, luăm ca exemplu pe Drew. Dacă eu mă loghez pe contul lui Drew pe data de 3 iunie 2018, interdicția pe care o am eu se extinde și asupra lui Drew. Toate interdicțiile, în facțiune, în absolut tot. Ok? Facțiune, sublider și funcție. Asta se va întâmpla. Ok? Sau dacă cineva se loghează pe contul vostru și el are interdicție, are bani pentru cheats în ultimul an, asta se va întâmpla. Voi veți primi interdicția lui. După cum scrie și în regulament, interdicțiile se extind pe absolut toate conturile care împart același IP. Așa că mare atenție dacă voi vă logați pe routerul vecinului vostru, că voi n-aveți net în casă sau nu știu, v-a expirat abonamentul la internet și vecinul vostru are bani pentru cheats și voi veți primi interdicție. Așa că mare, mare atenție. Spre exemplu, mai devreme pe ceacă ăsta l-am demis pentru că pe 20 mai s-a logat pe contul lui .ema, ok, care Ema avea bani pentru cheats. Automat și ceac va împărtăși interdicțiile Emei pentru funcție, pentru sublider și pentru mafie. După cum v-am spus, interdicția se calculează din momentul rookie taxi driver. Interdicția se calculează din momentul în care ați primit banul. Deci nu din momentul expirării banului, din momentul în care ați primit banul. 2 luni pentru mafie, 6 luni pentru sublider și un an pentru funcții. Acum, de ce unii lideri sunt sancționați cu leader one pentru adăugare jucător cu interdicție și alții nu? Hai să vă spun de ce. Liderul are acces să vadă numai banul de pe contul curent, adică ban locul vostru. Prin urmare, poate să depisteze numai interdicțiile cauzate de însuși, pardon, vine pe mâncarea, chiar de contul pe care ați primit voi ban. Liderul nu poate să vadă IP-ul vostru ca să vă controleze ce conturi s-a mai logat pe contul vostru sau cu ce alte conturi împărtășiți voi IP comun. Atunci intervine adminul și când adminul depistează o interdicție de pe IP comun, evident că nu sancționează liderul, că liderul nu are nicio vină. Săracul, el a verificat de interdicția de pe banare și atât, că el nu are acces la IP-uri. Prin urmare, bine că n-ai să mă duci să te duc pe Cilia, domnule Super Pig. Mi-a dat ursul mod pe ăsta, deci este un mod pe extrem de tare. Dacă dau ora 19, ursule, ce faci, mă? Mă, dar ești super tare modul ăsta. Un Range Rover atât de șmecher pe taxi, ăsta e Huntley, cred. Prima oară când filmezi în taxi. Da, prima oară după ce am luat admin 4 când filmezi în taxi. Așa că mare grijă, pe ce conturi vă logați, cu cine împărtășiți același internet, același router de internet, mare, mare atenție pentru că veți fi și voi sancționați. Simplu, nu stă nimeni la discuții că stai că vezi că am fost nu știu ce. Nu. IP comun egal interdicție indiferent de ceea ce se întâmplă. Aoleu, aoleu, aoleu. Asta e că există flip. A, nu, stai că asta se face la loc. Corect. Hai să vedem. Pac, pac, ușor, 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 ușor. Dealership. Acum sper că ați înțeles și asta cu internet. Dacă, spre exemplu, voi luați bani acum pe 2 iunie, da? Știm cu toții că sancțiunile se șterg din loguri odată la un an. Să zicem că suntem pe 2 iunie 2019, da? Eu nu mai am niciun ban log, ok? Absolut, nu mai am absolut nimic în loguri. Prin urmare, nu mai am nici interdicție, dar dacă după ce a expirat banul, după un an, adică suntem pe 2 iunie 2019, eu mă loghez pe un cont care are interdicție, încă mai are banul activ în log, mi se ia interdicția, iarăși un an, din momentul acela. Deci, iarăși un an din momentul în care a primit respectivul ban. Ok, deci se calculează totul din momentul în care a primit banul persoana în cauză și interdicția care se extinde asupra celorlalte conturi se calculează tot din momentul în care a primit ban prima persoană pentru CIS, ok?
Acum că ați înțeles și voi ce e asta cu banurile pentru cheats, cu banurile pentru așa mai departe, sper să nu mai existe întrebări de genul, eu de ce am interdicție, de ce nu știu ce. Și voi aveți acces, la fel ca și adminii, să vă controlați IP-urile voastre. Bineînțeles, nu aveți acces la IP-urile altora, dar aveți acces la IP-urile voastre personale. Dați acolo, vă logați pe contul vostru, slash account, slash login, și acolo aveți un tab jos în stânga, last logins. Intrați acolo, dați click pe fiecare IP în parte, vedeți ce conturi s-au mai logat pe IP-ul vostru și dați pe conturile respective și vedeți dacă acelea au ban sau au fost banate. Bine, bineînțeles. Bineînțeles, dacă mă uitam pe chat. Bineînțeles că voi nu puteți vedea banlogurile, așa că trebuie să vă dați, să vă știți dinainte pe cine lăsați să intre pe contul vostru. Dacă zice cineva, ai vrea să intru pe contul tău sau ceva de genul, bineînțeles, înainte vă informați dacă acel jucător a fost banat, întrebați un admin sau Ok, ceva și de acum genul. poate vă întrebați, bă, Swift, dar tu când intri pe vreun cont cu interdicție, că am filmat de multe ori pe conturile abonaților, tu e interdicție? Răspuns, nu, pentru că chestia asta este aprobată de Kelton, de multe ori am intrat pe conturi de, cu interdicție și mi-a spus unul dintre voi, bă, tu nu e interdicție? Nu, nu iau, pentru că Kelton a aprobat treaba asta cu filmatul conturilor în cazul meu. Da, DJ, stai că ne-a strigat domnul DJ Skillzu. Rararararam, super pic, unde te mai duc? Mai ai dreptul la o locație. Nu contează. E ban, pătăciți. Interdicția e ban, pătăciți. Ce m-am spus și eu, alt lider care nu cunoaște regulamentul. Foarte atenți, fraților, uitați-vă în regulament, pentru orice ban de cheats este interdicție. Știu că ai pierdut un membru bun, DJ, știu că ceacă ăsta trage extrem de bine că am făcut și eu duel, dar na, dacă ai interdicție și te mănâncă să intri în mafie, știi inevitabil că o să te controleze vreun admin. Eu controlez la sânge absolut toate facțiunile din SF, pentru că eu sunt pe SF, le controlez absolut la sânge. Cum a controlat și acum 2 zile, pac, deja 3 interdicții am văzut. Prin urmare, nu intrați în interdicții, nu intrați în facțiune cu interdicții, pentru că veți fi depistați până la urmă. Și evident, liderul sancționat dacă apare în banlog. Bun, și asta este ultimul drum. Cu plăcere. Bă, 600 de dolari. Bă, atât de mult câștigăm la rank 7 în taxi. Bă, să știi că câștigăm extrem de mult. Ia să vedem cât am făcut pe 3 drumuri de astea. Și nici nu sunt drumuri lungi. 6K? Bă, e foarte bine. Gen, dacă faci mult mai multe drumuri. Hai să dăm așa. LS Taxi FVR. Dă FVR. LS Taxi-ul. Adio Range Rover. Mi-a părut bine să te cunosc. Ne vom mai vedea. Pac. Bun. Băi, cam atât a fost cu episodul de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, căci mă motivează enorm. Nu uitați că în comentariul fixat la acest videoclip v-am lăsat linkul către giveaway-ul de 3K pe toate serverele RPG. Mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. V-aș data viitoare la un nou episod. Și până data viitoare, aveți grijă de voi și ca de obicei, stay close, bye! Ugh.